În cadrul orelor de educație civică, da. nu se fac orele după program, da. dar se propagă valorile agresiunii Rusiei. Deci, acești copii la lecții ascultă propaganda anti-țara lor. Și atunci el mă întreabă, dar pentru ce mie asta? Îmi trebuie, la da. ce bun? Și fiind încă și refugiat din Ucraina, atunci îmi spune, eu nu mă simt bine, eu nu mai vreau să merg la aceste ore le spun că Rusia îi salvează. Să știe și acei profesori și uh, acei directori care sunt responsabili uh, că problema o să fie auzită. Și deja se începe procesul de reeducare, între ghilimele, mm -hmm. crearea unui om nou. Și nu este reeducație, este dresare. Relația dintre părinte și copil. Dăm tableta de la un an de zile sau și mai <coughs> e mic, dar iată minciuna. De ce copiii mint? Pentru că nu au încredere în părinte. Violență psihologică, violență fizică, în unele cazuri chiar și violență sexuală. Imaginați-vă ce trăiește copilul când pierdânsul doare tare, idei că o să-l reeduc, că mă iubește sau că îl iubesc, dar eu cu iubirea mea să-l schimb, trăiesc o dezamăgire, stop. Până aici accept. Tatiana Vedmeduc. Da. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la acest interviu și trecem direct în pâine. Sunteți psiholog, ați activat chiar și în școli. Iar subiectul la ordinea zilei, pe care vreau eu astăzi să-l atingem la început, este propaganda din școlile din Moldova, în special în cele cu predare în limba rusă. Spuneați în privat că ați avut experiențe cu. cunoașteți copii din aceste școli cărora le este implantată această propagandă? Cum mai exact se întâmplă? Da, este adevărat. Copiii care își continuă studiile sau au început studiile, pentru că la capitolul ăsta avem și copii din Ucraina refugiați, dar și cei care își continuă din Republica Moldova. În aproape în toate școlile, din toate școlile se găsește câte un profesor care ei personal susțin agresiunea. acțiunile și agresiunea rusă. Și uh, unii cu intenție, alții neintenționat uh, propagă aceste valori a agresiunii ruse în cadrul lecțiilor chiar. Dar cum se întâmplă asta? Prin ce metode se întâmplă? Uh, ca de exemplu. Un beneficiar, un adolescent care mi-a spus că în cadrul orelor de educație civică da. nu se fac orele după program, da. dar se propagă valorile agresiunii ruse, uh -huh. a istoriei ruse, a națiunii rusie, ca o națiune super supremă, supremă da, și a culturii rusie. Și atunci el mă a întreabă, dar pentru ce mie asta? Îmi trebuie, la da. ce bun! Și fiind încă și refugiat din Ucraina, atunci îmi spune, eu nu mă simt bine, eu nu mai vreau să merg la aceste ore. Cum să fac față? Și apoi vine și părintele și aceeași întrebare, copilul meu nu vrea să meargă la școală, dar eu nu pot să-l lăs singur acasă, adică să ciocnesc cu... Problema se dezvoltă și iese din cadrul școlilor. Deci copiii care au fugit de război la noi în Moldova... Au venit la școală aici, s-au încadrat mai repede din școlile ruse, da. pentru că limba e aproape, da. se aseamănă, și acești copii la lecții ascultă propaganda anti-țara lor. Da. Adică, profesorii le spun că, spre exemplu, Crimea este a Rusiei. Da, da. Le spun că Rusia îi salvează pe ei, ucrainenii. Pe ei, pe ei. Un Așa. profesor care n-ar trebui să facă, în general, politică la lecție, da. unul și doi, care ar trebui să fie empatic cu acești copii care fug de chin. Poate părinții unii au murit, poate tații lor luptă acum și mor. Da, Din păcate, da, sunt cazuri și nu sunt puține, deși ele nu prea se spun, dar eu sunt convinsă că mai sunt și alți psihologi cu uh, beneficiari care se confruntă cu așa probleme și uh, dorința mea este ceea ce m-a făcut și să accept ca să știe și acei profesori și uh, acei directori care sunt responsabili uh, că problema o să fie auzită, că este imposibil să nu răspunzi sau acțiunile tale să nu, să nu se ducă mai departe. Da. Și ar fi bine să fim responsabili pentru ceea ce facem și să fim la locul nostru, dacă presupunem că suntem un pedagog. Da, dar părinții acestor copii, unii au venit, au reușit să vină cu bunei, cu mame. Da, cu în mame mare în parte. mare parte și bunici. Bunii. Acești părinți, unde, unde li scăparea lor să se adreseze? Pentru că sunt nevoiți să-și duc copiii la aceste școli. Ei interacționează cu profesorii. Știi, m-am gândit și eu la asta, ce aș putea eu să le recomand, unde să adreseze, în cazul în care nu vin la mine. M-am gândit la ambasada Aha. ucrainească, nu știu, sper că au așa servicii, m-am gândit la toate organizațiile care ajută refugiații, în toate organizațiile sunt psihologi și m-am gândit că ar fi bine să se implice și Ministerul nostru de, de educație. Uh, cumva. Uh, eu nu cred că se poate decontrolat acest proces. Da, Dar e... de uh, da opțiuni și de -a arăta părinților și elevilor că sunt căi de rezolvare și sunt și alte opțiuni, deja este un suport. Dar eu cred că ar trebui la nivel de stat să fie făcute niște uh, informări publice. Ca profesorii să nu se implice în general în politică și în acest război, pentru că este istoria, dar de fapt ei le predau anumite lecții pe care ei vor să le predea, acești profesori. Da, la general și la modul ideal, și cred că se fac așa informări. Dar cine poate să controleze direct ce face un profesor la lecție? Care el are probabil unele simpatii față de un regim da. totalitar. Și mai grav, și mai dureros, și mai dezamăgitor a fost când profesorul de istorie, wow. care predă istoria la noi, după programul nostru, al nostru, el a, a, tot a, infiltrează a, propagandă rusă la lecția de istorie. Cum ar fi? Exemplu a fost o dezamăgire Crimea. foarte mare, da, pentru copii. Dar spuneați chiar și au fost organizate concursuri. Da. Finanțate de da. Federația Rusă. Păi avem, pot să verifici și tu, au și pagina pe Facebook. Avem uh, cultura rusească în Republica Moldova, da. care de ani de zile, ei, scopul lor este propagarea culturii Rusie. Avem în școlile Rusie, așa. Și disciplin... minimalizează pe a noastră. Nu, ei o promovează pe a lor. Cât de curat și cu ce interese puteți să faceți o, o analiză dumneavoastră. Da. Eu vă împărtă și experiența mea din ceea ce am adunat de la beneficiarii mei. Și uitați, în cadrul acestor acțiuni care propagează cultura rusă, ei infiltrează. La, până la acea ademenă, ademenă, adolescenții noștri cu studii, cu niște beneficii în Federația Rusă, acești copii, iarăși am beneficiari care au venit cu așa întrebare, acești copii merg ani de zile, participă la acești concursuri, pentru că asta am înțeles că este o condiție, concursuri istorice, geografice, sunt care deja au mers în Federația Rusă. Și aceste beneficii care au fost promise aici, bursă, cazare, mai ușor între la facultate, nu au fost îndeplinite. Deci trebuiau practic, să achite. Scopul lor a fost doar să le bage propagandă în cap, inclusiv da. din Federația Rusă. Da. Scopul și l-au atins, după asta, da. Nu le-a mai dat ceea ce le au promis. Nu. Dar investiții au fost făcute. Și copilul sau părintele îmi spune, bine, dar eu am investit și copilul a investit ani, resurse, a participat, avem diplome, avem ce acum? Pentru că nu ne dă căminul sau nu ne dă beneficiul cel care ne-a promis să, să ne întoarcem înapoi ce facem. practic, profesorii aceștia cumva ei lucrează la destabilizarea situației de la noi din țară. Direct sau indirect. Pentru că acești copii cresc, ajung la maturitate și sunt din cei care organizează proteste și cheamă armata rusă la noi să ne elibereze în ghilimele. Da, ei pun umărul evident la, la așa dezvoltare. Um, Vor să recunoască că e asta sau nu, dar asta este rezultatul muncii indiferent că o fac conștient sau inconștient. Asta este rezultatul muncii lor. Spuneați că lucrați cu acești copii refugiați din Ucraina. Da. Ei e, sunt aduși de părinții lor, probabil, da. pentru că, da. Cu ce probleme, în general, vin ei la dumneavoastră? Copiii în mare parte pentru că acolo unde eu lucrez, sunt mai puțini adolescenți, sunt mai, mai mulți copii preșcolari, ei au depășit mai ușor acest moment, să zic tragic, mulți din ei au plecat până a se începe. Uh -huh. Iată, din datele care cunosc. De acolo. Dar le-au rămas rude și sunt care mai, mai mari, cu părinții împreună, fac naveta, merg în Kiev, în Odessa, în Nicolaeva, merg și mai văd. Chiar dacă atunci n-au văzut, văd acum rezultatul și cu ce probleme. Copiii, în mare parte, au anxietate marită, mm -hmm. au agresivitate marită, au neliniște, adică... Asta este aceeași anxietate care și ne influențează acțiunile. Dar în rest, în rest sunt copii foarte frumoși, foarte deștepți, foarte echilibrați. Sunt acei copii care au mers în Parlament și au colindat, Da, da, da am văzut. au da. învățat limba română. Într-o săptămână, adică foarte repede, au învățat acea colindă. Sunt copii frumoși și deștepți și puternici. Un viitor frumos al Ucrainii, pot să spun. Dar prin ce metode încercați să-i ajutați? Pentru că îmi dau seama că este cam greu să lucrezi cu acești copii care nu prea vor să spună ceea ce simt? Cu copiii preșcolari sunt metode, metoda poveste, desenul, carduri metaforice, sunt acele metode care ei vorbesc nu despre ei, că le este mai greu, dar vorbesc despre personajul sau desenul sau... și atunci psihologul își dă seama. Da, identifică dificultatea, problema și Așa și cu maturii de multe ori lucrează. Pentru că dacă stai față în față și dai întrebări, este, spune. se simte ca la interogatoriu. Dar dacă începe a lucra cu alte metode care aceleași carduri metaforice, el se în imaginea și spune despre imagine, așa crede el. Dar psihologul știe că el spune despre el. Ce traume ar avea acești copii ai războiului ajunși la maturitate? Pot fi diferite aceste traume și se manifestă se manifeste uh, mai devreme de maturitate. La adolescență. la adolescență. da. La vârsta asta mai tubră. Uh, dar uh, toate aceleași traume care au fost și după războiul II mondial, uh, mai mult ca atât, acum se petrece sub ochii noștri. Nu mai putem să așteptăm un ziar sau să ne spune să ne cineva, informăm, noi da. vedem în direct asta și se memorizează, se memorizează mai ales emoțiile, trauma se formează de la emoțiile trăite în acest context, în această tragedie. Dar eu sper și cred că ei, or să fie cel puțin cei care eu îi cunosc, am toată speranța că să facă față, dar și cei din Ucraina, pentru că dacă urmărim, se investește mult în ajutorul și sportul psihologic. Fiecare organizație care ajută refugiații, fie pe teritoriul nostru sau alte țări, au psihologi care se oferă aceste servicii și gratis și adică asta i-ar ajuta ca cumva să treacă mai ușor și să nu formeze, să nu se adune acele resurse pentru traume ceea ce nu vedem de ce cealaltă parte. Astăzi, zeci de mii de copii au fost luați din Ucraina și duși forțat în Rusia. Organizațiile internaționale spun asta. Mulți copii au fost luați fără acordul părinților, părinții unii fiind luați ostatici, alții chiar fiind răniți, grav răniți și n-au avut posibilitate să ia. Și acolo, în Federația Rusă, chiar Presa de propagandă spune că ei ar trebui să fie reeducați, pentru că ei nu cunosc limba rusă ei nu cunosc cultura rusă și deja se începe procesul de reeducare între ghilimele, crearea unui om nou. Deja ei sunt ucraineni, au sânge de ucrainean și la maturitate vor ajunge să urască Ucraina, propria lor țară. În cât timp se șterge memoria unui copil de 10 ani, spre exemplu. Memoria de copil nu se șterge, mai ales aceea care este o memorie emoțională. De acolo și vin traumele noastre, vin toate din copilărie, pentru că anume memorizăm ceea ce doare, aceea se stochează. Și dacă acest proces este unul dureros, emoțional. Dacă el, inițial, când a fost dus în Rusia, nu, nu, avea atracție de cultura Rusie sau nu vedea ca ceva perspectiv, pentru că sunt diferit, sunt care își doresc și văd acolo, își văd acolo viitorul. Atunci această traumă se formează în interior, și atunci ea să vină în adolescență și în, la vârsta adultă ca un conflict interior, care mai apoi se manifestă sub o formă exterioară, de dependență, de agresivitate sporită, de alte manifestări. Dar ea acolo, în interior, se mărește ca un conflict interior al persoanei. Trauma. Da. Dar vreau să fac o specificație. Ceea ce se întâmplă în Rusia cu educația nu este educație și nu este reeducație, este dresare. Este dresare a copiilor. Ca pe animale. Da. Dresarea e așa și spun. Biscuitul și biciul, adică ei nici nu se ascund, e așa și spun. educația, ei o fac cu biscuitul și biciul. Dar cu biscuitul și biciul vedem că se dresează animalele la cerc, da? Adică, evident că este o dresare. Și mulți dintre ăștia pe care ei îi pun ca pe carne de ton, astăzi tineri, au fost convenși anume de mici că trebuie să-și apere țara și președintele până la moarte. Chiar și patriarhul Chiril spune că vei ajunge un sfânt, vei ajunge în. ceilalți vor ajunge în iad, tu vei ajunge în rai. Adică, de mic copil le se bagă această. Da este dresarea de mic copil așa fac și părinții acasă a aceștor copii ei tot educă cu biciul, cu palma uh, ai adus note bine, bune ți uh, dau o bomboană uh, nu ai adus note bune sau ceea ce așteptam de la tine atunci te pedepsesc, da? Uh, cu părere de rău avem și în Moldova multe familii care fac educația prin pedepsă cu biciul biciul metaforic vorbind, da? pentru, prin pedepse și prin uh, remunerări. Și atunci educația sau procesul uh, de instruire el nu mai este plăcut, nu mai este motivant uh, din interiorul copilului. El se duce la școală sau uh, preia niște modele pentru a face pe placul părintelui sau pentru a evita pedeapsa. Da, în mare parte el se teme de bătaie și pentru da. asta și învață. Poate da. nu bătaie, poate. Mustrare. Acum este la modă. Ți-au tehnologia care ți-am dat-o, da, fie telefon, fie tabletă. Sunt diferite metode. Da. Dar discutam în, în privat despre faptul că astăzi, la noi, în Moldova, mulți refugiați au venit în familii, neavând posibilitatea să meargă în altă parte, în familii de susținători ai războiului. Iar acolo s-au întâmpinat cu aceeași propagandă, adică unii moldoveni au încercat prin toate căile posibile să-i convingă pe ucrainenii fugiți de război că Rusia îi apără. Da. Sunt pentru că mulți din ei au rude și aici, da? Și sunt familii care chiar sunt moldoveni care s-au mutat cu traiun în uh, Ucraina, venind aici, au un uh, sistem de rude, niște uh, verișori, niște... Da. Și atunci au apelat, evident, când fugi din calea războiului, apelez în primul și în primul rând la prieteni la rude. Da. Și s-au ciocnit cu faptul că rudele sunt susținători a războiului rus. Uh, și conving pe parcurs... Uh, locuind într-același mediu, într-aceeași încăpere, ascultă televiziune cu propagandă rusă, le insuflă și încearcă să-i convingă că noi vă salvăm, ei vă salvează și noi vă salvăm. Să-i convingă de acest fapt. Plus la asta, au mai adun adunat și documente pentru a primi acel ajutor de la stat, că ajută refugiați. Dar ei, de fapt, mai tare îi traumează. Da. Le dă loc unde să doarmă, dar pentru asta fii bun și acceptă propaganda. Da. Și atunci acești oameni sunt nevoiți să accepte de neavând alte posibilități. Acest mediu este un mediu destructiv și la un moment dat ei nu mai pot suporta și apelează la acele organizații care le oferă acele cazări care are, au posibilitatea, care sunt. Da? Și atunci își schimbă locul de trai. Asta ar fi soluția, dar totuși rămân în suflet cu durere și cu regret și cu dezamăgire. Că Cum? ruda lor. Ruda, da. da, ruda lor. E o dezamăgire foarte mare care o depășesc foarte greu și dacă nu personal eu nu m-am ciocnit cu așa dezamăgire și pot să mă uit mai obiectiv și să înțeleg, pentru ei este foarte dureros lucrul acesta este foarte dureros să, să, accepte că rudele lor sunt de partea uh, tiranului, dușmanului. Revenim la relația dintre părinte și copil, care de fapt este și o mare problemă în societate de astăzi, pentru că din copilărie încep toate problemele dacă copilul este needucat corespunzător, dacă este supus violent și tot așa mai departe. Poate un copil să primească o educație bună dacă Părintele, la rândul lui, nu a primit o educație corectă? Poate. Poate atunci când părintele devine conștient și își dă seama că acțiunile lor, că stilul lor că abordarea lor a copiilor, viziunile lor, nu mai funcționează sau funcționează greșit. Iar dacă facem referire la instinctul părintelui a matern, patern, că noi ne dorim mai bine decât nouă, decât am avut noi, atunci, da, unii merg în material, în aspectul material, dar se găsesc dintre părinți care înțeleg că educația care au primit-o ei nu este benefică pentru ei și atunci merg la specialiști, la psihologi, la pedagogi, caută că și află stilul lor, încearcă să-și schimbe. Sunt mulți care încearcă să-și schimbe stilul educației. Puțin reușesc, dar mulți încearcă. Adică este posibil că neavând norocul de o educație bună, ei să-și dea seama să accepte asta, să lucreze asupra lor pentru ca copiilor să le dea o educație mai bună. Da, și pot să-ți dau și un exemplu. Uite, într-o zi, părintele nu s-a gândit cum el își educă copilul, dar într-o zi, cu ajutorul profesorilor, pedagogilor care sunt în școală, mulți, destui profesori buni, oameni cu suflet mare, și văd un talent sau văd o înclinație a copilului, discută cu părinții și le zice: Uite, pentru ca copilul tău să aibă un succes, mai să aducă performanță, să crească, ar fi bine ca. Și ei numără câțiva pași. Și iată atunci, părintele, pentru că își dorește binele copilului, este mai deschis să-și schimbe propriul stil. Și atunci el face mai multe lucruri, este predispus să meargă să-și schimbe până și stilul lui de educație sau de da. parental. Acești, acești profesori sunt aur curat pentru că în societatea noastră îs cam puțin, din păcate. Și e, auzisem undeva că un profesor nu este bun doar dacă își cunoaște domeniul, dar dacă este praf la capitolul emoție, atunci distruge acest, acel copil, pentru că nu îl înțelege. El cere să cunoască toate formulele la matematică, la fizică, etc. Dar acest copil poate acasă nu a mâncat. Toată noaptea poate nu a dormit, pentru că tatăl a bătut-o pe mama sau alte traume. Da, este adevărat că sunt foarte puțini pedagogi, profesori cu, cu suflet și care își pun în prim plan să se intereseze cum se simte copilul acela și apoi să îndeplinească planurile, pentru că asta este o problemă enormă, este o problemă enormă pentru pedagogi. Pe, uh, ei ajung la o ardere profesională foarte repede, ei vin singuri cu un conflict, Atât să spui că nu se gândește la copil. Păi, dar el nici la el nu se gândește, pentru că el vine cu insatisfacția sa și el doar o aruncă, să zicem așa, peste elevi. El nu se. Când el atunci să se întreabă cum se simte elevul, dacă el nu se simte bine, uh -huh. el are o necesitate neîndeplinită sau o ceartă în familie sau o ceartă sau cerință a managerului sau uh, niște documente, rapoarte care nu a reușit să le facă. Și atunci se ciocnesc da, Dou două personalități, dacă îl am profesor-elev, care fiecare vine cu necesitatea lui sau cu mai multe, care nu au fost îndeplinite, nesatisfăcute. Și asta Aha. este ignorat. Și se, se se produce acel conflict. Dar vreau să zic că sunt pentru ei care uh, pun uh, accent pe, a, pe cum se simte copilul, pe talentul, pe interesele lui și îl susțin fiecare în partea lui. Da, sunt foarte puțini și sper că cumva să se schimbe la noi mentalitatea și dintre acești tineri care mai rămân în Moldova. Să mai fie și profesori. Să mai fie și profesori. Dar la capitolul acesta avem altă problemă pentru că când vine, tot din experiența mea, când vine un profesor tânăr, este mai greu să se integreze într-un colectiv deja format, cu percepții, cu experiență și el este abordat ca... ce, ce mai știe și el? El vine cu alte opțiuni, mai, cu un stil mai democratic. și atunci se ciocnește că îmi strici copiii. Îmi strici da, disciplina. În stil sovietic și tu da, vii cu democrația. Îmi ta. Îmi strici disciplina. Ce faci tu la lecție? Că ei, după lecția ta, la mine vin și nu mai stau soldețel, da, la masă. Ei vor să comunice, dar eu, eu nu știu așa. Adică da. îmi faci lecția mea prin, prin stilul tău de a preda, îmi faci probleme și lecția mea mai dificilă. Și iată, așa sunt primit tinerii specialiști, pe lângă faptul că salariul și toate acestea. Dar sunt tineri specialiști care iubesc această miserie și o încearcă, dar se ciocnesc de mai multe aspecte care nu țin și de materie. Ei aleg să meargă la școli private și ne confruntăm cu problema școlilor publice care nu au profesioniști. Da. Cel mai interesant lucru că pe perioada pandemiei. În timp ce erau restricții mari și cu grădinițele, cu școlii, au apărut o mulțime de grădinițe private. O mulțime. Eu am admirat cât de multe au apărut. Nu știu cât de mult se supun ca și grădinițele de stat, lor și ce se face acolo, nu pot să știu, dar cert este că au apărut aceste grădinițe private care fac concurență de da, partea părinților. Da. Ei au vrut să-și ia copilul de la instituția publică <coughs> pentru că nu-i convine cum profesorul predă uh, această, acest totalitarism al profesorilor trecuți de, da. de o anumită vârstă. Unii dintre ei mai sunt și oameni care n-au. Da, nu și aceste, aceste grădinițe uh, private uh, sunt deschise spre metode noi uh, și pedagogii uh, noi. Uh, noi, relativ noi, că ele sunt vechi, au o istorie, țări, da. au istorie. Noi pentru societatea noastră, mai democratică, mai practică, mai fără reguli stricte, dar cu niște limite, adică nu este libertism, cum se crede că îi dai toată libertatea, nu, dar sunt sub altă formă, sunt altă metodă, metode de joc. Da, aceasta necesită mai multă implicare, mai mult consum, dar este mai eficient. Astăzi avem multe cărți de parenting, avem mulți uh, oameni care apar în spațiul public să ne spună cum este corect să-ți duci copilul, cum nu este corect. Și părinții sunt uh, nevoiți să aleagă totuși informația corectă. Uh, ei sunt într-o imposibilitate, practic, din cauza acestor multe informații. Uh -huh. Cum poate să-și educe copilul? Un părinte, ca acesta, când ajunge matur, să nu vină cu reproșuri. Din cauza ta, astăzi am inhibiții, din cauza ta, astăzi îmi este frică să mă expun. Să-și înțeleagă copilul. În primul și în primul rând, este bine să înțelegi copilul său, stilul lui de abordare a educației, dar și etapele de dezvoltare a copilului, ceea ce este important la trei ani, nu mai este important la șapte sau ceea ce este benefic la trei ani, trei, patru, până la șapte ani, că păi e benefic atunci sau ceea ce din contra toate tehnologiile, telefoanele aduc urmări care ne oprește în dezvoltarea asta, în cel mai bun caz, ne oprește în dezvoltare și dacă tu începi de la 3 ani, când copilul este într o dezvoltare mai, cu viteză mai mare, absorbe mai mult, mai, 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 mai flexibil, mintea mai flexibilă, sau cum ne spune o pedagogie, că mintea copilului este pe degetele, da? la mâini, și noi dăm tableta, păi ce mișcare face, ce dezvoltă ei? Dăm tableta de la un an de zile sau și mai mic? Da, uh, îi, îi creăm o lume fantastică nu numai. Știi, mă uitam, mă gândeam într-o zi că își pierde din valoare scrisul. Pentru că apără tehnologii și tapăm. Dar am analizat că se fac diferite cercetări și s-a demonstrat că o mișcare, doar o mișcare a scrisului un virgulă, un circuleț, face, produce niște legături de neuroni mult mai mult decât a etapa un text, o frază, să zic așa. La calculator. La calculator. Adică dacă se pierde din... Nu, n-aș zice că se pierde din valoarea scrisului, se transformă valoarea scrisului. Numai că mulți nu știu. Da. Dar cum facem această selecție a sfaturilor? Pentru că uneori, de fapt, de fiecare dată copiii sunt diferiți, nu toate sfaturile sunt utile pentru anumiți părinți. Chiar și părinții nu toți au același nivel de empatie emoțională sau de cunoștințe. Este nevoie de ajutorul specialiștilor. Da, implicăm psihologie, pedagogie, apelăm, vedem ce potențial avem noi, ce potențial are, potențial are copilul, la ce nivel de dezvoltare, suntem noi ca părinte, la ce nivel de dezvoltare copilul. Și atunci, din toate mulțimea de recomandări, le luăm, le sustragem pe cel care sunt potrivite nouă, nu le luăm pe toate. Este imposibil. Și sau nu, e una că sigur o să funcționeze. Nimeni niciodată nu o să vă de, dea o, o recetă, șablon, care funcționează la toți. Da, ele sunt multe recomandări. Sunt multe teorii a psihologiei, sunt multe teorii a pedagogiei, dar ca să poți să alegi care este a ta și care funcționează pentru tine, trebuie să te cunoști mai întâi pe tine și pe copilul tău. Da, dacă nu te cunoști pe tine nici pe copil, tu practic iai tot ce îți oferă și chinui copilul și după asta spui, de ce copilul meu nu face ceea ce face altul? Dar tu ai apăsat pe butoane greșite. Uh, comparația cu alții, asta e o altă problemă a societății noastre uh, și e o durere, pentru că comparând copiii de mici, când ajunge la maturitate, chiar și acei părinți, e mai departe, se compară, dar în alt mod. Se compară prin agresiune, prin învinuire. Uite, el a făcut asta, dar sigur, da, bănuială, sigur nu pe cunoștințele sale sau eu n-am putut să fac asta pentru că iarăși caută vinovați. Da, adică da, da. comparația asta se preia. Se infiltrează în copilărie, dar cu ea noi trăim mai departe, vrem noi sau nu vrem. Atâta timp când nu rezolvăm și nu înțelegem că această comparație nu este benefică. Da, noi e benefic să tindem la un ideal, să dorim să creștem, dar nu în detrimentul nostru personal. Cum poate fi găsit un echilibru în educația unui copil să nu fie nici prea restrictiv, dar nici prea libertin, să cum vorba populară să se suie copilul mm -hmm. în cap. cel mai stil mediu este mai echilibrat, este stilul democratic. Dar, din păcate, din păcate, democrația sau stilul democratic și, în general, sintagma democrației este, este înțeleasă greșit. Nu că nu este înțeleasă, este înțeleasă greșit. Și atunci, uitați ce, ce reacție am avut noi cu drepturile copiilor. Ce nemulțumiți erau adulții că copiii știu drepturile la extreme s-a dus drepturile copiilor la extreme, adică nu serveau nici pentru copii, nici pentru maturi și a făcut doar un motiv de conflict între generații. Pe de altă parte, aceste drepturi au avut alt scop, da, ca să învățăm copiii dreptul copil, ca să se poată apăra, ca în să societate, da, da, în societate. Și atunci este interpretată greșit în genere sintagma democrație. Eu cum găsesc acest echilibru? Am început de la hotarele personale, să învăț copiii și maturii să respecte hotarele personale, dar înainte de a respecta hotarul tău personal și al cuiva, trebuie să-l cunoști, să știi care este această limită pentru mine și până unde eu accept și până unde nu uh -huh. și cum spun stop, până aici accept. Iată, așa am început eu să găsesc acest echilibru care, mie, îmi dă rezultat. Dar cum găsești acest hotar? Te înveți să-l simți. Dezvolți inteligența emoțională. Și inteligența emoțională cum se dobândește? Se învață se învață prin comunicare. Se învață atunci când la un copil mic care cade jos și plânge, nu-i spui că asta e un nimic, e un fleac. Sau nu plângi că ești bărbat. Da, nu. tu mergi la extreme. Noi suntem predispuși să trăim în extreme. Da? Nu plânge, că asta este un fleac, asta nu o să-ți treacă. Dar pentru copil atunci este important ceea ce el simte și să fie înțeles că pentru dânsul asta este o durere, exact da. cum ar fi și pentru tine o altă eveniment durere. El simte aceleași sentimente și emoții și atât de acolo, de mic, începem a dezvolta inteligența emoțională, să-i acceptăm emoțiile, să-i înțelegem, să le fim alături, să le explicăm că aceleași emoții îi întâmplă și mama, pentru că de multe ori maturii se poziționează cumva tot ștui, știu tu, ori că sunt cumva mai presus, că ei ori nu plâng, ori nu greșesc. Și în școală am avut așa experiență când elevii. Da, marturii tot? Pentru dânsi e o descoperire. Și atunci mă întrebam, la ce bun uh, adulții se poziționează mai presus? Cu ce ajută? Cu ce ajută? Îi ajută ca să formeze acest conflict între generații mai mari. Iată la ce ajută. Practic, unui copil nu trebuie să-i acopere necesitățile lui emoționale. Dacă se lovește, îl lași să plângă și îi spui: Din cauza că, că te-ai lovit prea tare, te doare. Dar nu îi spui că să fie atent, să nu, te mai, să nu faci ceea ce nu ți-am spus și alte chestii restrictive. Îl ajuți să înțeleagă ce simte și de ce simte. Și sunt aspecte care nu ne permitem asta, da? Dacă să înțeleagă că este ferbinte, putem să-i permitem să atingă ceva mai ferbinte, o, o temperatură care să-i dea senzația de ferbinte, păi cu electricitatea nu putem să ne jucăm așa, este periculos, da? Și atunci responsabilitatea părintelui este în aceea că să leagă până unde copilul poate să trăiască aceste emoții, da? și să le explice că te doare pentru că eu te înțeleg că te doare. Pe mine tot mă doare când mă lovesc. Iată, este importantă comunicarea de la... Da, unii specialiști spun din burtă, da, și sunt de acord cu ei, dar noi nu avem pe tot parcursul vieții destulă această comunicare. Din experiența de psiholog, unde se face ruptura dintre copil și părinte? Avem mulți copii care ajungi la adolescență, deja 18 ani, rup emoțional legătura cu părinții, tind să-și obțină proprii bani și mai puțin trag pe acasă, pentru că nu prea iau la inimă. Uh, eu aș pune la îndoială că o rup. Eu aș zice că nu, -a fost, nu a fost formată. Și atunci se manifestă, pentru că până la oarecare vârstă copilul crede în părinte ca în Dumnezeu. Apoi ei încep să se identifice ca persoană aparte, care e asemenea colegilor, da? la școală, în societate, vede că mai sunt în grădiniță, cu ce se aseamănă, adică mai sunt persoane în afara părinților. Apoi la adolescență, ceea ce nu puteau să spună, aprind la curaj, da? Spunem că îi mai ajută și hormonii și spun tot ceea ce cred mai, mai direct, se manifestă mai evident. Și atunci, iată aici apare acest conflict începe să se dezvolte, pentru că mulți părinți nu acceptă lucrul ăsta. Nu îi acceptă că copilul lor este o personalitate, o individualitate aparte și vede doar că se manifestă și atunci pune etichete că este needucat, că l-a influențat colectivul, că tendințele de azi da, și moda și tot ce este în trend influențează, adică caută iarăși vinovați în exterior. Dar de fapt, el de mic nu l-a acceptat ca individualitate și nu l-a crescut, nu l-a educat ca individualitate. Și atunci el tinde să respingă părintele pentru că îl vede ca pe un oponent. Nu-l vede ca pe un prieten. Îl vede ca o barieră. Barieră emoțională care nu-i dă voie să se exprime. Se dezvolte. În general, în toate aspectele. da, O barieră care el atunci poate să o depășească, iată, într-așa mod. Într-așa mod o depășesc. Dar vreau să zic că aceste conflicte ele au simptome de mici copilul nu poate sau nu spune sau spune într-un mod așa mai ascuns, da? Dar iată minciuna. De ce copiii mint? Pentru că nu au încredere în părinte. Păi la adolescență el deja o să mintă mai mult sau în general nu să-ți spună nimic. Și în, la perioada adultă ce o să facă? O să rupă relația cu totul. Această minciună a copilului vine din faptul că părintele l-a făcut să-și ascundă emoțiile. Uh, și nu mai are încredere să spună ceea ce simte, pentru că părintele îl, îl critică. În general, minciuna este instrument de a evita pedapsă. Și la copii, și la maturi, și la toți. Dar minciuna are mai multe aspecte, da? Și uh, fiecare aspect al lor, uh, faptul că îți spun o porțiune de, de informație, dar o porțiune o ascund. În spatele la fiecare aspect al minciunii se ascunde interesul meu propriu. De exemplu, dacă mint ca să... pentru că știu că reacția ta o să mă doară. Și eu atunci te mint sau evit să ți spun, da? Evit pediapsa sau evit o reacție care pentru mine este um, destructivă sau nu este confortabilă. Și eu asta știu. Minciuna este învățată. Nu se naște niciun copil care știe să mintă din fașă. Ea este învățată și o învățăm noi. Noi, maturi, învățăm copiii să mintă. În acel moment când nu noi acceptăm așa cum sunt. Violența. O mare problemă în familiile din Moldova. Mulți copii astăzi trăiesc în familiile lor adevărate drame. Violență psihologică, violență fizică, în unele cazuri chiar și violență sexuală. Ce se întâmplă la nivelul psihologic al copilului în raport cu părintele, în acest caz, când el trece printr-o copilărie plină de violență? Se întâmplă diferite <coughs> viziuni, depinde cât timp sau ce mod de violență da, a fost supus, la ce fel de tip. Cea mai grea de depistat este violența psihologică și mulți nu se sizează mulți nu se sizează. O vedem pe cea fizică, este cea mai evidentă, o vedem pe cea religioasă, tot este evidentă că nu obligăm copiii, da? Și mai multe ca să folosim religia, da? sunt și așa cazuri când nu te-ai comportat cum a așteptat părintele și atunci transcrii Biblia sau ce ai tu de câteva ori. Sunt diferite forme de, de violență, adică ele în mare parte se încadrează în câteva categorii și atunci copilul sau psihicul copilului nu mai putem vorbi că este un psihic sănătos, el are nevoie de ajutor a unui specialist, a unui psihiatru și apoi depinde de gravitate și de psiholog ca să... Dar, Copiii care au trecut printr-o traumă, printr-o violență sexuală, fizică, psihologică, ei au nevoie de intervenția psihiatrului, deja. Și de la caz la caz ei față de părinți oricum dezvoltă acest sentiment de stolcom -um, care își iubesc părinții, indiferent cine sunt, dar, dar asta este o procedură de durată. Depinde la ce uh, etapă se infiltrează acest specialist și depistează tot este important și acest lucru post-factum sau noi vedem ceva simptome, semne și acționăm atunci. Mai poate fi reparat relația dintre un părinte și un copil atunci când copilul a văzut în familie violență și a fost supus și el violenței, iar la maturitate se dezice total de mediul acela de violență, treptat revine acasă foarte rar, până spre deloc. De ce violență vorbiți? Hai să luăm violența fizică, fizică. bătaia. Da, peste violența fizică se trece mai ușor. Se trece mai ușor, mai ales, dacă și el, și acest copil o ia ca metodă de educație, în general, nu se produce aceasta. Uh -huh de violența psihologică sau violența sexuală se trece mai greu, se trece cu traume, dar fiind tot un tânăr care deja este traumat fără ajutorul psihologului psihiatrului, e greu de reluat relația. Și apoi mai este și alt aspect. Noi fizic ne depărtăm de părinți, dar suntem legați psihoemoțional. Și putem fi aproape, da, fizic, să vinim la sărbători sau să, fizic să fim, chiar să trăim într-aceeași încăpere cu ei, dar emoțional nu suntem aproape. Adică despre ce apropiere sau legătură? Pentru că să fii aproape fizic nu înseamnă să fii aproape psihoemoțional sau să simți legătura. Practic vine cumva dintr-o obișnuință și un fel de respect de prindere. Da, sau deprindere, prindere, dar psihoemoțional îl respinge când îl vede în ochi. Îl respinge sau uh, se începe o concurență, sau se încep certurile, da? Uh, sau se încep uh, dependență unul de altul. Cu, uh, copilul matur uh, depinde de părinte sau părintele depinde de copil și apoi nu se pot despărți se formează uh, incapacitate de a forma uh, adultul, copilul care a devenit adult, de a forma o familie sau o familie proprie, uh, constructivă, benefică. Ce trebuie să se întâmple ca un copil să depinde toată viața lui, chiar și a ajuns la 30 de ani, să depindă de părerile mamei sau ale tatălui și să fie influențat în toate deciziile, inclusiv cele de familia lui proprie. Ce ar trebui să întâmplă și se întâmplă. <laughs> se întâmplă că avem uh, maturi, adulți, dar cu gândire infantilă. Psihoemoțional, îi rămân infantili. Ei rămân acei copii care, interior, care nu, nu au încredere uh, în sine, nu au părerea proprie. Și asta este cultivat de, de părinți. Apoi se ajunge la uh, părinții care au, la bătrânieță, și ei manipulează cu asta. Dar până se ajunge la asta, copiii manipulează cu asta și este un joc așa între ei de roluri, schimb de roluri și, da, și părintele și adultul, copilul devenind adult, au o gândire infantilă. Dar mulți copii supuși violenței, să o luăm cea fizică, ajung la maturitate, ei au trecut printr-o traumă. Da. Ceva foarte greu ajung la maturitate și formează o familie și aplică aceleași metode. Chiar dacă el a simțit acea durere, adică el, conștient, știind ce înseamnă durerea aceasta, o aplică asupra copilului său, adică îi creează durere conștient. De ce? A, pentru că orice tiran este în, în trecut o, o jertfă. Dacă vorbim de tri, triunghiul lui Karpman, da? orice tiran când obține putere, da? Iată, un mic copil, el fiind jertfă, el a crescut, el are putere fizică. El o să manifeste agresivitatea asupra unui mai slab fizic. Și atunci cei mai apropiați slab fizic sunt copiii noștri, da? care îi manifestăm. Și iată, într-acest triunghi, care noi ne schimbăm periodic cu rolurile, da? Dar orice jertfă are în perspectivă să devină tiran. Și orice tiran în trecut, el a fost jertfă. Practic, copilul care este astăzi bătut de părinți, sunt mari șanse să ajungă un tiran. Da. Așa se întâmplă. Până și să cu... crească el ajunge, pentru că o să găsească întotdeauna o persoană mai slabă, Colegi un animal, clasă un animal slab. care o să-l chinuie, da? Să manifeste această agresiune. Nu se întâmplă nimic peste noapte, nimic. Mi-am trezit dimineața și am devenit. Totul se uh, întâmplă în timp și se adună. Noi reacționăm așa când se manifestă mai brusc, da? Și ne trezim cumva că iată. Dar el tot s-a adunat în timp. Este și cazul dictatorilor care da. aplică tirania față de popor. Ei au fost cândva niște copii supuși violenței. E de ajuns să le analizăm biografia. Și acolo este spus totul. Și acolo este spus totul. Fiecare tiran, fiecare dictator care primește plăcere de la faptul că face durere sau produce durere cuiva, are o copilărie foarte traumată. Și atunci când tinerii își creează propria lor familie, ar trebui să analizeze trecutul lui când a fost copil, dacă a fost supus violență în familie, ar trebui să fie atent la acest aspect. Spre exemplu, o femeie iese la întâlnire cu un bărbat. Uh -huh. Acela îi spune din primele zile, eu acasă am fost bătut de mic și toate astea. Atunci, femeia ce ar trebui să-și să facă, ce planuri ar trebui să-și facă? Uite, la prima întâlnire cam rar în spunem noi așa lucruri, sau află când de la cineva, când deja încrederea, da, ne cunoaștem mai bine, putem să ne destăinuim niște dureri <coughs> din copilărie sau niște experiențe neplăcute. Atunci femeia hotărăște pentru sine, acceptă sau nu acceptă și iată aici rolul acelui hotar care ar trebui să-l învățăm de mic, ce este pentru mine ok și ce nu este ok, ce accept, ce nu. Și iau decizie, pentru că decizia mea este responsabilitatea mea. Ce se întâmplă, de fapt? De fapt, femeile cred că o să-l reeduc și se amăgesc. Și în urma acestui idei că o să-l reeduc, că mă iubește sau că-l iubesc, dar eu cu iubirea mea să-l schimb, trăiesc o dezamăgire și se ajung la conflicte, la divorțuri și la toate cele. Adică ți iei responsabilitatea pentru hotărârea ta asupra ta, nu aștepți ca el să se schimbă. Tu hotărești, eu accept sau nu accept sau până unde accept. Practic nu se va mai schimba. Se schimbă, oamenii se schimbă, dar trebuie să dorească ei asta. Aha. Să vină din interior dorința. Ei trebuie să vină cu inițiativa, nu tu să vrei să-l schimbi, pentru da. că așa îți faci tu planurile. Da. Dar femeia poate să-l influențeze. În general, bărbații trăiesc pentru femei. În sensul că se raportează se raportează mereu la sexul opus și este valabil și pentru femei. Noi ne raportăm la sexul opus, că dorim ca împreună cu ei să facem o familie, să ne continuăm. Și atunci noi vrem, nu vrem, ceea ce facem ne raportăm la sexurile opuse. Și prin perspectiva aceasta noi putem să ne influențăm și ne influențăm. Dar cum? Cât de calitativ ne influențăm? Iată aici e întrebarea. Spuneați anterior că Ați avut un caz de declarare a unui caz de violență asupra unui copil într-o instituție de învățământ. L-am depistat în instituția, dar el era caz de violență în familie. Domestică. Da, în familie. Ce s-a întâmplat cu acel caz mai exact? Ceea ce știu este, până am mers în judecată și am dat uh, uh, declarații, cum am depistat, cum toată procedura. Mai departe, ce s-a întâmplat cu acel copil? Dar spuneți esența. Esența este că s-a depistat urme de violență fizică, adică acele gematome care erau și mai noi și mai vechi, până la momentul că copilul nu se putea așeza pe scaun. Copilul venea de acasă la școală bătut. Da, dar îmbrăcat și la școală nu-l vezi, nu -l vezi pelea, pe da? Dar s-a ajuns până la momentul în care el nu se putea așeza. Dar majoritatea profesorilor observau că el este agresiv Adică sunt niște semne agresivității care, simptome chiar putem să le spunem, care orice matur când le cunoaște și este obligat, profesorii sunt obligați să le cunoască și să fie atenți la el și să, mai departe să, să apeleze la, la persoane, la profesioniști care sunt, sunt o listă de profesioniști care sunt obligați să intervină în acest cazuri. Dar iată că aceste semne cumva nu au fost cunoscute, dar oricum de bănuit, da, apar întrebări și la adresa mea, ca psiholog în instituție, a apelat un pedagog care mi-a spus că copilul, iată, așa simptomă și nu se poate așeza, și apoi a destăinuit că el este bătut. S-a implicat poliția, s-a implicat toate organele de răspundere. La moment atunci a luat copilul din familie, se făcea o anchetă, o... deja se duce mai departe cazuri, se ajungese în judecată, dar când s-a făcut o comisie multidisciplinară, psihologii, psihiatrii, chiar psihiatrii, au spus că copilul este traumat și nu poate fi evaluat acum, adică el are nevoie de medicamente, are nevoie de tratament ca să fie adus la o stare mai... Și acest tratament nu poate fi făcut acasă, acolo unde nu. primește bătaie? Nu, el e în instituție. Și după, după școală el oricum merge acasă? Da, și merge acasă. Și acasă. ce se întâmplă mai departe? Nu, el a fost luat din familie atunci. Aha. Mai departe, că a fost întors sau nu, nu știu, nu pot să știu. Atunci a fost luat și internat în la casă de copii sau de azil care mai sunt prin Chișinău. Practic este o problemă general valabilă în toată țara. Copiii sunt bătuți și merg la școală. Unii reușesc să, să, -și, să se lipească de alți copii, să mai înviețe, alții să mai lucreze, de atâta și lipsesc mulți. Exemplu, din clasa mea erau băieți care nu veneau la școală la primele două-trei lecții pentru că ei lucrau, pentru că acasă părinții ori. Toată ziua se băteau, ori erau alcoolici, și erau nevoiți, și profesorii îi puneau nota 2 pentru că el nu venea la școală, dar de fapt el muncea de dimineață, ducea căprile cuiva la rând sau uh, vacile, ajutau niște bătrâni la lemne sau. Și uite cum paradoxul nostru, da? Uh, acasă copilul este pedepsit pentru o formă el nu vine la ore și adultul de la instituție, de la școală, profesorul, îl mai pedepsește prin note. Da. Și atunci, în cine să aibă încredere acel copil? Cum e el să găsească acel adult la care să spună ce se întâmplă cu el? Cum să depistăm noi, specialiștii de care vrem să ajutăm, acești copii, dacă în prejurul lor sunt asemenea adulți? Este foarte mult de muncă, este foarte mult de muncă cu societatea. Și acum se muncește cu instituțiile, se fac acele seminare cu uh, simptomele uh, diferitor gene de genuri de abuz și violență. Uh, dar ce facem cu vecinii? Dar ce facem cu părinții? nu putem da, să-i obligăm. Ei deja nu mai pot fi... Dar vecinii ta de obicei, această percepție nu e treaba mea, sau uh, am să fac mai rău, da? Sau... Am... Da, și așa se întâmplă că acești copii, unii dintre ei, reușesc să treacă de aceste dependențe pe care le au părinții. Ajung oameni mari, chiar dacă sunt dependenți de lucru, de obicei. Ei sunt oameni care se ascund în muncă intensivă pentru a scăpa de traume. Nu, Alții eu... sunt dependenți și ei de alcool copii, bat, același copii. model care l-au învățat din copilărie. Acum mă gândeam că ar fi o soluție, iată cum spuneai tu că aveai colegi, ai putea fi tu, ca coleg, acela salvare pentru colegii tăi, da? Acum am trecut, dar vorbim de acești colegi care, a copililor, care nu vin la școală sau știu că acasă ă, sunt ă, supuși abuzului sau violență, ar putea fi ei aceia, tine, tinerii, seminii, care ajută colegii să depisteze și să ajute organele care sunt responsabile. Sunt acum posibilități mult mai multe. Avem telefoane gratis, avem internet unde anonim putem să, să, să dăm niște semne că cineva dintre colegii noștri acasă este supus violenței domestice. Adică o speranță este în, în, în tinere și în colegii de azi. Dar astăzi în instituțiile de învățământ, la capitolul psihologi, foarte puține instituții au psihologi și foarte puțin psihologi își fac treaba bine în instituții. Da, la noi în Republică, psihologia în general este relativ nouă, da? ca să spunem așa. Și în municipiul Chișinău este obligat ca instituțiile să aibă uh, un psiholog sau uh, o normă jumate sau doi, dacă depinde de numărul de elevi. Dar nu este destul nici asta și asta se spune întotdeauna, dar prin țară prin rar sate. Da, prin sate, prin țară rar, întâlniți probabil doar la inițiativa proprie sau voluntariat sau cineva poate din organizații internaționale poate să finanțeze așa post. Și din păcate, asta se întâmplă mai mult în, în țară decât în oraș, în oraș mai multe posibilități avem și și este și acest aspect că unii dintre colegi nu-și cunosc bine atribuțiile, deși avem codul deontologic, avem regulament, avem totul scris pe hârtie. La, la capitolul hârtii și documente, la noi suntem înainte. Nu avem deprinderi, nu avem competențele formate, deci, nu avem atitudine, învăța. dorință, avem noi traumele noastre. da? Venim noi chiar psihologi, în psihologie, în general, se duc oamenii să-și rezolve problemele proprii. Apoi, după ce își le rezolvă, poți să ajute și pe alții. Și întotdeauna e așa, când, de exemplu, te duci să faci sport, să-ți faci corpul mai musculos, mai frumos, păi nu am să te duci la o persoană care suferă de obezitate, da? Să te duci la o persoană care vezi că a reușit singur. Exact așa și în, la psihologii, numai că asta nu se vede. Noi nu și vedem. un psiholog care nu și-a rezolvat propriile traume, mai tare distruge acel om care vine la. decât să-l ajute, nu? Nu întotdeauna. Uitați, eu pot să am o traumă și dacă la mine vine un uh, beneficiar care mă atinge sau uh, um, trigger, da, este cel trigger și eu uh, depistez asta. Iată, aici și profesionalismul se implică. Eu văd că eu rezonez cu trauma lui, atunci eu nu-l iau în consiliere. Aha. eu îl direcționez la alt coleg care și-a rezolvat da. problema care nu are aceeași problemă poate da. are alta care o să-mi dea mie beneficiarului, da, da. dar cu al meu, care a venit la mine, o să poată lucra el, asta este important și mai multe aspecte sunt descrise așa pe foi, pe codul deontologic ce poate să, ce ar trebui și ce nu trebuie să facă un psiholog așa, dependența de alcool, o mare problemă în societatea moldovenească Mulți copii cresc văzându-și părinții cum abuzează de alcool. Uh, unii au norocul de măcar un părinte, teafăr. Alții au nenorocul să aibă ambii părinți alcoolici. Cu ce traume iese un copil dintr-o familie, să zicem, cu un părinte alcoolic? Un părinte alcoolic... Uh... Iarăși se manifestă diferit, da? Este unul care se autoagresează, adică el consumând se distruge interior pe sine, și este altul care agresiunea lui este în mare parte în exterior, și atunci pe cei mai slabi fiind copiii. Uh, și atunci avem tot pachetul de traume și psihologic, pentru că acolo merge și limbajul necenzurat și înjosirea și toate astea, uh, toate cuvintele care ne traumează și emoțional și economic, desigur. Adică vin la pachet cam așa, cu bonusuri, să spun așa. Vin mai multe traume. Deja de la caz la caz. Uh, refugiu în alcool sau în altă dependență, orice dependență este un refugiu, numai că, și este o problemă nerezolvată. Da. Este un refugiu de realitate. Te-ai ciocnit cu o problemă la care, sau cu mai multe, la care nu faci față și fugi într-o realitate inventată, da, în fanteziile tale, sub alcool sau sub alte substanțe, adică nu sunt mai puțin grave alte substanțe, sau dependențele de joc, sau dependențele de alte site-uri internet, avem diferite dependențe. Dependența de muncă tot este un refugiu. Măcar nu este atât de dăunătoare. Este. Nu este dăunătoare la fiziologic. Și, la fel ca și... Fiziologic nu este atât de Deși ajunge la surmenaj. Da. Orice organism Ardere. ajunge... Da. Arderea e puțin spus. Surmenaj ajungem și la surbenaj prin muncă și atunci se încep problemele de sănătate, atunci ne dăm seama. Dar este tot distrugătoare pentru relații, în relația de familie, în relația cu prietenii, în relația cu semenii. E tot. În orice extremă și orice dependență este distrugătoare. Și atunci echilibrul ăsta trebuie fiecare să-l găsim pe a său personal. Iată aici este provocarea. Între două extreme, să-ți găsești propriul echilibru. Fără ajutor din exterior, un specialist cam greu faci. Greu. Pentru că tu nu poți să-ți rezolvi propriile probleme pentru că nu le vezi din afară, tu le vezi. Și nici nu te cunoști. Da. De ce ești capabil? Uite, dacă te-aș întreba, știi ce temperament ai? Eu am făcut câteva teste, aș putea spune din testele care. <laughs> Dar unii n au făcut aceasta. Dar știi la ce te ar ajuta acest, acest temperament? Sau nu la ce te ar încurca? Care sunt plusurile, minusurile? Știi nu care prea. este stilul tău prefințial de învățare? Cum asimilezi mai ușor informație nouă? Știi care este inteligența ta predo care predomină din inteligențele multiple? Multe lucruri nu știm despre noi. Asta ne ajută psihologia să ne cunoaștem. De aici ar trebui să începem. Acesta este și unul din rolurile psihologului în școală: să ajute copiii să se cunoască și să ajute să depășească unele dificultăți în acest proces. Dar un dependent de alcool, el poate să-și rezolve problema la psiholog sau este nevoie doar pe cale medicamentoasă? Uh. Această întrebare, mai multe detalii, v-ar da un specialist care lucrează cu acest contingent. Sunt la noi, sunt chiar în sectorul botanic, am uitat cum se numește domnul, dar a deschis un centru care ajută oamenii dependenți de alcool sau de alte, alte forme, da? alte substanțe. Și ei mai mult lucrează și ar, el ar putea să-ți dea un răspuns mai desfășurat și mai credibil. Nu am lucrat cu ei, ca să-ți pot spune. Psihologul Dar... în general lucrează cu oamenii sănătoși, să spunem așa, pentru că este o percepție că psihologul este confundat cu psihiatru, da? Nu, psihologul lucrează cu oamenii sănătoși, mental, care întâmplă în o dificultate sau care vrea să-și descopere la sine ceva ce nu știe să se afle. Ceilalți ar trebui să se ducă la psihiatru. Da, psihoterapeut, la psihiatru, adică merg mai departe, mai aprofundat. Uh, dar uh, există totuși unele cauze, unele situații când, dintr-o familie cu alcoolici, un copil nu ajunge dependent. Sunt alte cazuri când copilul preia moștenirea dependenței de alcool și o dă mai departe și copiilor. Lui tot devin alcoolici. Unde este această ruptură? Ce se întâmplă? Da, sunt cazuri, le cunosc. Sunt care nu preiau nici fumatul, nici alcoolul și preiau în mod sănătos de viață. Da. Tot Chiar dacă al... n-au avut în familia asta. Da, și așa și ne spune o teorie în psihologie, că copilul preia modelul care la, are la părinți sau total respinge. Aha. Da, asta este real statul. Să... sunt cei care îi resping. Da. Și de ce depinde? De tipul lui de construcție sau de ce depinde? De mai multe aspecte depinde. Este important să știm că copilul, în copilărie, el trăiește mai intens fiecare emoție. De asta o zgărăitură pe dânsă saldare mai tare decât pe noi, o tăitură. Și asta și le spun părinților și adulților. Voi în timp ce spuneți că asta este un fleac, Imaginați-vă ce trăiește copilul când pe dânsul doare tare, el trăiește toate emoțiile mai intens și atunci cineva, reacția la aceste trăiri emoționale intense, formează o traumă care nu l ajută pe parcurs să depășească fără ajutorul din exterior, dar cineva nu formează trauma aceasta, are... Um, Altă percepție sau în, prin temperamentul său sau prin ceea ce este el ca individualitate? Că depinde și genetic deja. Depinde din de individualitatea, fiecare, aici, și genetica, și temperamentul, și individualitatea asta, cum e format viziunea, interesele, da. cu ce persoane se întâlnesc, da? Da, pentru că noi ne influențăm. Vrem, noi să recunoaștem să nu, noi ne influențăm unii pe alții. Cum se transformă relația. Dintre un copil care ajunge deja la maturitate, cu părintele care a fost alcoolic și încă la bătrânesc tot este alcoolic? De multe ori, două modele se, se întâlnesc. Ori îi jelesc, adică se uită ca la o boală, da, și asta este o boală, adică este bolnav, îl acceptă așa, bolnav, e părintele meu, părinții nu aleg, diferite. Fraze, vorbesc cu asemenea fraze și așa și își văd părinții, și percep sau total îl ignoră, se dezice de, de el. Iarăși ne întoarcem la cele extreme, da? Uh -huh. Ori îl acceptăm așa cum este și îl abord, abordăm ca un matur bolnav, parcă ar fi și de altă boală, da? Numai că această boală este mai distrugătoare. Sau, total, ne dezicem fizic și psihoemoțional de el, uneori nici nu-i recunoaștem, ca părinți, da? Dar corect cum ar fi? Cum ar fi corect? Corect ar fi să găsim acel echilibru. Să încercăm să le dăm... Să înțelegem că este o boală, dar are nevoie de ajutor și acest ajutor, de multe ori, nu îl putem oferi noi. Păi dacă ei nu acceptă ajutorul, cum îl poți oferi? sunt situații când la așa persoane când nu mai ceri acceptul. Da? Alcoolismul tot are diferite etape și grade. Sau dacă el este alcoolic sau dependent de alcool, dar nu distruge viața altora, inclusiv a mamei sau nu se răsfrânge asupra altor persoane, e alegerea lui îl accepti așa, da? E dacă el nu vrea. Dar dacă deja treci, trece peste și se implică în, în viața altora, într-un mod agresiv și distrugând, atunci sunt diferite organe care, fără voie, fără acceptul lui, fără să aștepți, încerci să-l tratezi. Să-l tratezi nu întotdeauna cu medicamente, da? Sunt diferite metode, da? Chiar și aceleași legi, amenzi. Da, practic, oricum este un cerc vicios, depinde doar de voința omului. Da. Că omul, dacă nu vrea ajutorul, poți tu să faci ce n-ai face. Uh, și este mai important ca voința omului să se implice până ajunge la dependență, decât să cazi deja în dependență și atunci voința este foarte slabă. Spuneți trei lucruri pe care le-ar putea face fiecare om pentru a avea toții, noi toți o lume mai bună. Să devenim noi mai buni. Fiecare. Și încă două. Și încă două. A, mai întâi de toate să ne curățim lumea interioară și apoi să ne apucăm de curățit prin exterior. Și încă una. Știi, a, iubirea adevărată niciodată nu este în plus. Dar cea adevărată și sinceră, să ne iubim pe noi și să iubim viața. Cea mai mare valoare este viața. Mulțumesc frumos! Să aveți uh, posibilitatea să ajutați câți mai mulți oameni. Mulțumesc, cu drag!